Da, ministru de finanțe are susținut că a ridicat această problemă inclusiv la nivelul colegilor săi din miniștrii de finanțe din Europa. A venit ulterior cu declarații explicative. Asta te întreb, o declarație de fapt nefericită. O gafă e când spui ceva din greșeală sau când spui ceva ce n-ai vrut să spui. Evident că a vrut să spună asta și a înțeles și ce spune, deci nu e o gafă. Deci nu suntem noi de vină cei care am interpretat greșit declarațiile domniei sale. Asta este ceea ce susțin. Nu, nu. Dar e o eroare fantastică, nu doar de comunicare, din punctul meu de vedere și de gândire. Și nu vorbesc aici doar de faptul că e imposibil, pentru că există niște criterii și niște reguli care țin de apartenența noastră la Uniunea Europeană. Nu putem noi să le luăm așa pe alese. De asta vreau, pe asta nu vreau, pe asta. Adică există dreptul de liberă circulație, de muncă, de te poți stabili oriunde, poți face ce vrei, nu poți să-i aduci acasă. Zice cu forța. Că nu e vorba de piedică și de nici de limitarea accesului românilor în spațiul european, și mai degrabă o dorință a domniei sale de a apăra și promova interesele românilor și ale Iordache, companiilor care românești. De fapt n-a făcut semnul ăla. Sau, deci, hai să negăm niște evidențe. Mai bine să ne referim la problema pe care inclusiv ministrul Teodorovici o cunoaște foarte bine. Acea care ține de demografie. Acum, în loc să-l răstignesc pe Teodorovici pentru o mare prostie pe care a spus-o, prefer să mă refer la problema pe care a semnalat-o. România în 2050, dacă noi nu facem ceva, rămâne cu 11-12 milioane de oameni. În marea lor majoritate în vârstă. Asta este o realitate. Să-i aduci înapoi pe cei care lucrează acum și care pot reconstrui inclusiv demografic România printr-o hârtie, printr-o impunere, este absurd. Îi poți aduce, nici măcar prin salarii nu vei reuși să-i aduci înapoi. Îi aduci înapoi prin calitatea serviciului public și prin creșterea nivelului de trai datorată calității serviciului public, adică printr-un sistem de educație decent, dă-le creșe și școli pentru copii, acolo unde ei să aibă o șansă la viitor, dă-le un sistem de sănătate și oferă-le infrastructură. Am venit la tine la emisiune răspunzând invitației tale, parcurgând de la biroul meu până aici, un drum pe care în mod normal îl parcurg în 15 minute. L-am parcurs astăzi pentru că au căzut doi fulgi de nea, de ne-am dat tot până pe spate. Că e... Dar asfalt, străzile sunt negre, nu e urmă de zăpadă pe străzi. L-am parcurs în 52 sau în 55 de minute. Numai este inadmisibil. Nu-i aduci acasă cu niște hârtii. Aduci acasă dacă acest drum se parcurge în 15 minute sau dacă ai suficiente alternative, cum ar fi un metrou decent sau un tramvai decent sau un autobuz decent, astfel încât să... Pentru că nu trebuie să fim toți, nu ne-am născut toți în mașina personală. Dar, deci asigură transportul, asigură infrastructura largă de transport în țară, dă-le școală, dă-le spital, dă-le această siguranță, dă-le respectul la ghișeu când mergi să le dai taxe, că până la urmă sunt funcționarii publici, sunt slujitorii noștri ai plătitorilor de taxe. Ăsta e un truism. Bun, cu alte cuvinte, decizia sau încercarea de a face așa ceva este evident greșită. Pe de altă parte, acesta ar putea să fie un proiect de țară pentru noi, că ne tot gândim și îl tot căutăm și facem comisii și adunăm ONG-uri și de 2-3-4 ani nu se întâmplă absolut nimic. Repararea acestui accident, acestui cataclism demografic, repet, finalul prin anii 2050, dacă nu facem nimic și se păstrează cifrele de astăzi, vom fi 11-12 milioane și asta înseamnă dispariția noastră. Dar degeaba ne bucurăm acum că sărbătorim centenarul, dacă peste 40-50 de ani dispărem. Deci e o temă importantă care merită dezbătută, merită luată în serios, dar nu așa. Mulțumesc tare mult, Adi Mănânciu, pentru explicații. Mergem mai departe.